48-31, scorul primei reprize în Dinamo Phoenix Galați, ultimul meci al acestei runde, după care calendarul etapelor se nu se mai suprapune. Echipele din top 6 joacă miercuri, sâmbătă, miercuri, sâmbătă, programul pentru formațiile din play-out. Locurile 7-10 e mult mai lejer. 17 puncte în plus pentru Dinamo, care l-are pe Devin Mitchell principal marcator. Acum înscriind 2 puncte. 17 puncte Devin Mitchell. Dinamo cu Tasic, Mitchell, Dungerski, Orbeanu și Șutalo. E formula cu care a început partida Eugen Ilie. De partea cealaltă, Brandon, Miller, Gugino, Guțoaia și Pavlovici. Coș de 3 puncte reușit de Gălățeni. Miller a transformat această aruncare. Niciun jucător al oaspeților nu a reușit să atingă cota 10. Miller este cel mai aproape, are 9. Bojovici are 8 puncte. Talo pentru Tasic, pătrunde, aruncă și recuperează Marco Pavlovici. Guțoaia, Pavlovici, 2 puncte. A mers bine această acțiune. Dinamo a avut un avantaj important după primele 10 minute. Iată, încă 2 puncte de vârniță. 19. Teririi au avut 28-15 după primele 10 minute, apoi 48-31 la pauza mare. Gugino pentru pătrunderea lui Pavlovici. Faultat pivotul de 2,10 m. Și trimis la linia de libere. Greșeală personală, Pavlovici. A doua greșeală personală, Pavlovici, doar că liberă. Ambele transformate de Marco Pavlovici. Dungerski, Orbeanu, Șutalo, Dungerski, Devin Mitchell. Recuperează același Pavlovici, dar e intercepția lui Dungerski. Minge scăpată totuși în afara terenului. Aplauze pentru efortul lui Slobodan Dungerski. Prezici 6 de minute jucate în medie de Dungerski de la venirea lui în octombrie din campionatul maghiar. Frumoasă pasă dată pentru decarul Toni Gugino. Pavlovici va primi asist dacă Gugino înscrie măcar o liberă. A doua greșeală personală, Gugino. Marchează Toni Gugino, cel care a avut într-un meci cu Dinamo, cel jucat la Galați, 25 de puncte, 12 recuperări, 4 pase și 3 intercepții, cu un incredibil 41 la eficiență, cea mai bună performanță individuală la acest capitol
din Liga Națională. Tasic marchează, dar răspunde imediat Miller cu un coș de 3. Și este timeout al lui Eugen Ilie. I want position 4 here. Okay, one inbound. I don't have any problem with that. 2 and 3 here. And 5 go. Okay. And this is the last time you come kick when you see the ball and it's finished. Okay. And after that, you just get out and you have 1-on-1. Okay, so I tell that don't go. Bine, și pe mine este programată o nouă rundă în top 6. Toate meciurile vor fi în direct mâine, marți de la ora 19 Timișoara cu Oradea, miercuri de la ora 18 cu Banca Transilvania BCMU Pitești și apoi imediat după încheierea partidei de la Cluj Steaua CSM București cu CSU Sibiu. Joi și vineri Euroliga, Fenerbahce cu Baskonia, apoi Barcelona cu Unix Kazan, joi și vineri Real cu Steaua Roșie. Sâmbătă și duminică o nouă rundă în top 6 din care puteți vedea Oradea Steaua, sâmbătă și Timișoara U Banca Transilvania duminică. Intercepție a lui Brandon și slam dunk. Drew Brandon, 9 puncte în acest moment. Se apropie gălățenii la minus 10, la minus 15, faultul lui Miller. Dungelski forțează pătrunderea, scoate pentru Radu Vârnă. Orbeanu, greșeală personală a pivotului Pavlovici. A treia pentru pivotul de la Galați, a doua de echipă, două libere, Iulian Orbeanu. 5 puncte până acum. Ambele ratate. Guțoaia scapă mingea și Dungerski este acolo. Șutalo. Tasic în post-up. Nu reușește să înscrie dinamoviștii. Prins Gugino, cere mingea și o primește Pavlovici. Două puncte ușoare pentru Galați, care se apropie la 8. Am văzut o revenire fenomenală și în partida de la Oradea, de la minus 20, orădenii au ajuns la minus 3 și puteau să câștige acea partidă, sau mă rog, să o trimită în prelungiri. Clujenii au câștigat până la urmă cu mare emoție. Acum triplă pentru Șutalo, care mai temperează puțin elanul oaspeților. Gugino, faultat de Tasic. Greșeală personală comisă de numărul 12, Tasic. Prima greșeală personală. Schimbarea la Dinamo. Este Iulian Orbeanu, revine cu numărul 45. Orbeanu e schimbat cu Kliaevici. Miller. Nu e coș valabil. Greșeală personală numărul 18. Vârnă.
Luțoaia. Iarăși un fault. În penalizare echipa gazdă. Este Vârnă și intră pentru prima oară în acest meci Cezar Stănescu. Două libere Pavlovici. Are 11 puncte. Transformă pe amândouă. Pavlovici, suntem la jumătatea sfertului 3. Devon Mitchell este în afara jocului. Cred că s-a lovit și oamenii din staful Dinamo Vist încearcă să-l repună pe picioare. Șutalo reușește al doilea coș de la mare distanță în acest sfert. Și Dinamo se duce iarăși la peste 10 puncte. Frumoasă pasă pentru Gugino. Aruncare ratată, faultul lui Pavlovici, a patra greșeală personală. Greșeală personală numărul 13, Pavlovici, a patra greșeală personală. Posesie din numărul 13. Dungerski nu are decât două puncte în această partidă. Al doilea marcator al echipei, Tarsic Erbol, repune imediat Brandon, contraatac, intervenția lui Tarsic neregulamentară, coș valabil pentru Miller. Revin pe parchet. Revine Vlaicu pe parchet. E pregătit și Boiovici să reintre. Tasic. Sutalo. Pautat de Guțoaie. A patra greșeală de echipă. Și a doua pentru Guțoaie. De 60-50, grafica e cea corectă, tabela arată 60-56. Acum s-a pus în acord cu scorul real, tabela în dreptul oaspeților. Acum și în dreptul gazdelor, 62-50. Faultează Kliaevici. Vlaicu, două liberi. Apărarea agresivă a gălățenilor. Stănescu. Dinamo trece mingea repede și e în pozițional. Excelentă pasa lui Tasic. A coborât acolo perfect Șutalo. 17 puncte Marco Șutalo. Se apropie de liderul Devon Mitchell. Gugino greșește tripla, dar prinde Vlaicu, ratează și el, recuperează pentru a doua oară. Posesie Phoenix Galați. Revine Boiovici. Schimbarea la Galați, iese Vlaicu, revine numărul 15, Boiovici.
Le pune de lateral Felix Galeța. Gino anticipat de Tasic. Dungerski, Șutalo. Două puncte Șutalo, pasă decisivă Dungerski. Șutalo și Devon Mitchell câte 19 puncte. Timeout Florinini. 2 minute și jumătate din sfertul al treilea. În ultima rundă, la prime faze din campionat, Dinamo a pierdut la Cluj 79-96, în timp ce Gărățenii au cedat la Oradea 63-73. Practic lupta pentru un loc de play-off se va da între Craiova, Dinamo și Phoenix Galați. Cealaltă poziție, a șaptea în ierarhia națională, este adjudecată de BC Mureș. Greu de crezut că mureșenii mai pot rata acest loc. Locul 8 va juca împotriva câștigătoarei din top 6. Galațiul în sezonul precedent a jucat în primul tur de play-off cu Oradea și a reușit să ia Phoenix un meci viitoarei campioane. Faultul lui Stănescu. Două libere pentru Boiovici. O puncte Boiovici. Are 19,4 media. Ieremici, al doilea marcator din Liga Națională de la Timișoara. Hargrov, al treilea. Stănescu, Dungerski, Șutalo. Dungerski n-a ieșit deloc de pe teren. Tasic greșește serviciul, dar mai are Dinamo la dispoziție 11 secunde din acest atac. Dungerski, floater, perfect. În replică vine Miller cu această aruncare de la mare distanță. Frumos cu șut de trei al lui Miller. Tasic cere Șutalo, Tasic ratează, recuperează Drew Brandon. Miller, bună pasă pentru Boiovici, care închide faza. Iarăși la minus 10 Gărățenii, un minut și jumătate din sfertul al treilea. I don't want offensive rebound three guys. I don't need that. I want only one or two. Run back. I don't want to receive this 3-point shot again. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time. I'm not playing no games. They will try now to close this one. Okay, in the middle now. So you're gonna have to win open. Okay? If you are open, then you can shoot one time also right now. Okay? Immediately on both sides. You go down and play 101.
Tasić, Supanov, Kljajević, 2 puncte. 8 pentru Kljajević, o nouă pasă decisivă dată de Tasić, Bojović și el cu încă 2 puncte. 14 are Bojović, se apropie de media din sezon. Ultimul minut. Ungerski, o aruncare ratată. Faultul lui Drew Brandon. Două libere Kljajević. Doi 60. Bojović scapă de adversar și marchează. A depășit ușor Stănescu și a reușit să înscrie. Șutalo. Dungerski. Kljajević. Blocat acolo, regulamentar de Toni Gugino. Contraatac supranumeric. Miller de 3. Imprecis. Acolo este Drew Brandon cu recuperarea. Bojović. În post-up. Buțoaia. Airball. Aruncare necontestată. Dungerski încearcă de 3 puncte. Aproape de centrul terenului. Se termină sfertul al treilea. Este 72-62. Încă 10 minute din această partidă.